Cred că pot să vedeți că da. Da. Tradiția proiectelor create de Arhiva Mețelului.
iau ochii roșii și mai departe. Ce e o întreagă tradiție de a vedea imaginea pentru ceea ce este. Artefactul pentru ceea ce este și nu legătura, utilizarea fotografiei ca o ilustrare pentru un text sau o ilustrare pentru o imagine video. Conexiunile cu astfel de artefacte îți dau un complex sau un context. Nu se ilustrează una cu cealaltă. Asta este următoarea etapă. Apoi a urmat o serie de, să spunem, întâlniri în care am discutat așa foarte aprins de multe ori cum am vrea să arate și Chiparize a fost, foarte creativă din acest punct de vedere, adică a întâlnit așa toate cerințele noastre și apoi, evident, a fost o perioadă de testare și aici vin asta este rolul liceului cu care am colaborat. Dar de asta nu, îi spune că nu. Deci nu. Au deschis YouTube și am început să-ți facă un de la noi cu din de.
în momentul acesta, dar parteneriatele se construiesc încet și eu aș vrea să mai zic un lucru. Iar unul că ne confruntăm cu niște dificultăți financiare absolut halucinante. Nu avem bani de mănuși care costă ce de bani a mănușilor care se lucrăm pe arhivă. În momentul ăsta ne s-a refuzat și care de recentate. Probabil și toată mai sunt. Și atunci parteneriatele acum nu vom aplica la acest afacere pentru că nu avem mai de cofinanțare. Și așa mai departe. Și probabil că de acum încolo va trebui să mergem la instituții de agricultură care au posibilități financiare pentru a dezvolta ateliere și așa mai departe. Și tot ce înseamnă content, pentru că nu avem platforma, trebuie să fie făcut cu resurse interne, cu timp ce mai facem mai multe. Partea de conținut, adică cum descrie metadatele și cum educați și cum face. Și aici, oamenii la tine sunt foarte importante. Pentru că nu poți fi unul dintre acele persoane care te vizu, văzând o imagine, văzând ceea ce ai tu în arhiva ta. Fără ca arhiva ta să fie, nu știu, vie, online, ci doar, nu știu, sugerarea unui context. Oamenii care duce foarte departe. Ca să citesc o felie sau o informație cu lângă nu este niciodată de lucru. Adică, ideea ar fi ca și alți administratori de fapt în lume să intre într-un soi de conversație cu lume. Altfel, arhiva și din lipsa banilor, dar și din lipsa conversației și dezbaterii, poate deveni foarte repede un mortuar digital. Și mortuar digital este o arhivă care o publici, o arăți, este foarte frumoasă, dar nu o folosești în lucru. Clasicii fotografiei din ceea ce în primarul Rogarul
contribui, intrați în platformă și să urmați acești pași și să ne spuneți ce știți. Acolo în platformă și platforma vrea să fie un instrument. Mulțumim pentru album și să-l strângem să mă ajung acasă. Dar pentru asta este platforma. Platforma este ca să discutăm între noi, ca, repet, oameni care păstoresc astfel de arhive, să vorbească unii cu alții. Arhivă, cum să spun eu, platforma asta nu este doar pentru mețelei. Și, da, deci, e creată de Arhiva Ecologică a Mețelei, dar nu este doar pentru mețelei. Și poate constitui un model de bune practici și știu că el să-și propune să facă și un training legat de asta aici, dar este în primul și în primul rând un soi de forum. De lucru colectiv. Da, e un forum sau un grup de lucru în care lumea chiar este invitată să spună ce știe sau să ne indice liste de cercetare. Poate și noi putem indica liste de cercetare pentru ce au alții. Dar, repet, platforma nu este doar pentru mețele. Îți arată ce are mețele și noi suntem foarte transparenți apropo de ce și cum știm, dar nu e doar asta. Ne arată de arhive francese, fotografii, inclusiv din arhive licitații. De exemplu, de arhive lucrări de artă extraordinare și acum există inclusiv fotografii în care dă documentațiile fotografice de autorii. Da. Pentru și noi. Acolo, cumva, estetica lui trebuia drastic
modificat, astfel încât să se încadreze contextul estetic respectiv. Cam atât. Mai convenit acum de vedere, de prezentarea care nu e cu întâi, reatent, a fost foarte interesant să intrăm cu toții pe urmele tale în laboratorul tău de cercetare, pas cu pas, chiar în conturile umplite, pentru că, cel puțin pentru mine, au fost rezultate ale cercetării acolo noi, pentru mine. Datări, precizări, detalii, nu știu dacă le-ai putut cu ce până acum. Amanda. Au fost condițite de partor. Așa. Dar, mergând pe urmele tale, în povestea cercetării tale și uitându-mă la imagini pe care, slavă Domnului, le știu foarte bine, am avut pentru prima oară revelația că ce mi se pare foarte interesant e că pe baza acestor imagini am putea eventual să refacem cu riscurile oricărei reconstrucții, să refacem puțin felul în care au practica lui fotografic, atât nu stilul lui, nu putem discuta despre stil, o mulțime. Văzând imagine, de exemplu, cele două imagini cu rufele închise pe iarnă, da? Bau pleacă pe teren, pleacă în documentare, e într-un sat, mi le închipui cu camera de la vedere și descoperă această imagine absolut fabuloasă. Ce face? Cum face? Fotografiază din ce se vede din cele două imagini alăturate, fotografiază din același punct de perspectivă, se văd în fundal, iată, casa, copacul, direcția ruferilor întinse la uscat este aproape aceeași, deci păstrează același punct de perspectivă și merge spre close-up, spre cadrul strâns, să spunem, da? Iată, e o imagine generală, poate că mai există și alte imagini, noi suntem în fața a două imagini, poate există până la cadrul strâns pe femeia din față care întinde iarbele din albine. Deci asta este un pas pe care îl face. Nu avem alte imagini și ele deodată, dar nu știu dacă există, imagini cu aceeași realitate, același cadru, privit din altă perspectivă. De exemplu, mă duc puțin mai la dreapta, am cu totul alt fundal și am cu totul altă dinamică a acestor linii, apropo de, aș zice, mult mai degrabă constructivismului decât expresionismul, dar mă rog. Bun. Deci, asta este o poveste. Oare așa făcea Bau? Oare descoperea punctul cel mai bun de perspectivă și apoi din punctul ăla de perspectivă își lua cadre succesive, sigur, nu risca să aibă un singur cadru care să iasă cine știe cum. Doi, imaginea cu cocoșul între cocoși, asta mă întârzie de mult. Este un negativ al unei imagini pozitive, de ce l-a fotografiat cocoșul, negativul original nu există la noi, s-ar putea să existe, avem un negativ, dar negativul este al imaginii pozitive prinsă niște ținte pe un panou. Ce determină pe Bau să-și fotografieze propria operă în pozitiv, într-o formă, cred că este o tăietură pe care o datorăm hârtiei fotografice. Mă îndoiesc că s-a fost cadrul original, mai ales că e fotografia cum se vede în 66, aici e cu totul altceva. Deci, o fâșie dintr-o fotografie pozitivă proprie lui, o pune în ținte și obține un negativ. Și datorită acestui negativ, noi avem imaginea cocoșului între cocoși, dar nu aceea originală cu el. Ce este, ce e căutarea asta? Cărei intenții datorăm rezultatul ăsta? Cred că nevoia de a... Eu cred că a pierdut imaginea. Posibil, face un film politic, e foarte bun. Și spun asta pentru că e foarte riguros, apropo de ce crea. De exemplu, din interviurile făcute de Zoltan Rostaș, reiese că nu își dădea filmele, că nu dădea originalul, de exemplu.
Și bănuiesc în acest caz l-a pierdut sau și atunci încerca să documenteze faptul că a avut acest nu e singurul negativ. Da. Mai este un an. Da, noi am avut două da. Cartografia, de fapt, atunci. Da, asta nu se poate da ca certitudine, dar asta mă gândesc că trebuie da, să dăm undeva în platformă, măcar aceste întrebări care trebuie. Păi scritul la blog, acolo. Scritul. Gata. Gata? Gata. O seară frumoasă și mulțumim că ați venit!